Bine v-am găsit, sunt Adrian Buhai și alături de noi e Simona de la Micii Exploratori. Simona, mulțumim că ne-ai primit aici la voi, la Sibiu. Am avut ocazia să fim împreună în programul Mission Connect, să vedem pasiunea și dedicarea care voi faceți misiunea și vrem să învățăm mai multe de la voi. Dacă vrei să începi prin a ne spune ceva despre tine, despre familia ta și apoi despre misiunea. Simona Moașa este numele meu, provin de lângă București, din Bolintin Vale, județul Giurgiu, acolo am crescut. Am încă un frate și o soră, mai mici ca mine, eu sunt cea mai mare din familie. Și am terminat facultatea în 2007, am făcut facultatea de teologie baptistă la București. Apoi m-am angajat, am făcut și un master în comunicare și resurse umane la facultatea de jurnalism între timp. Și după mai mulți ani de lucru în domeniul financiar, în 2019 m-am angajat la Asociația Mici Exploratori ca director executiv. Ce face Mici Exploratori sau ce visează ca asociație este să ducă Evanghelia fiecărui copil și adolescent din România și să-l expună, să aibă ocazia să ia o decizie și să fie ucenicizat spre creșterea lui spirituală. Cam asta face în mare. Dacă poți să ne spui ceva despre beneficiarii voștri, poți să ne prezinți așa ca și grupuri de beneficiari și apoi să, dacă poți să ne dai câteva exemple cât mai concrete. Da, ne adresăm, cum am zis, copiilor. Copiii cu vârste între 9 și 12 ani, în principiu, și adolescenților între 12 și 15 ani. Asta este standard. Dar de fiecare dată avem copii un pic mai mici care participă sau un pic mai mari care vor să mai rămână în întâlnirile noastre. Și când mă refer la copii și adolescenți, pot să fie din mediul urban, pentru că acolo este o biserică care își dorește să facă o lucrare de evangelizare, pot să fie din mediul rural, pot să fie copii care sunt foarte buni la școală, pot să fie copii care vin din medii mai defavorizate și au nevoie de ajutor în sensul acesta. Nu avem o platformă de grup etnic sau orice naționalitate, orice etnie, orice culoare ar avea copilul și adolescentul, e foarte binevenit la cluburile de mici exploratori sau de tineri exploratori. Sunt din Sibiu sau din toată țara? Sau... Nu suntem local. Am început în Brașov inițial. Acolo a început în 2002 lucrarea Mici Exploratori cu primul club de copii, că așa se desfășoară activitățile sub formă de cluburi de copii. Și apoi ne-am tot extins cu câte un județ pe rând. Visul nostru este să ajungem în fiecare județ din România cu cel puțin un club de copii până în 2025. Ce poți să ne spui despre voluntarii care lucrați și angajați sau echipă? Da, la nivel de asociație avem 3 angajați care lucrează sub formă de contract de muncă. Unul full-time, care sunt eu, și încă 2 care sunt part-time. Și cu ajutorul Domnului, din septembrie vom avea încă o persoană angajată. Cea mai mare parte din munca noastră, din lucrarea noastră, fac într-adevăr voluntarii care sunt acum, la momentul de față, sunt foști copii care au fost în cluburile Mici Exploratori și au devenit lideri, dar ei sunt tineri și mai puțin tineri din bisericile locale care își doresc să ducă Evanghelia și au adoptat metoda Mici Exploratori ca și formă de a duce Evanghelia. În momentul de față avem 160 de voluntari la nivel național, în 27 de echipe care sunt conduse de un lider local al echipelor. Așa funcționează. O echipă locală are un lider de echipă și sunt între 5 și poate 12, 15 voluntari într-o echipă. În ce fel sunt ei binecuvântați? Mă refer la voluntari și angajați prin faptul că fac parte din misiunea voastră. Cum beneficiază ei? Ei beneficiază de coaching personal sau de echipă din partea noastră. Sunt crescuți în ceea ce înseamnă cum se face lucrarea Mici Exploratori. Oferim cursuri, oferim traininguri de weekend sau traininguri de o săptămână pentru ei. Sunt organizate de noi, gândite de noi, predate de noi și ei sunt cei care sunt echipați. Asta nu le ia nimeni.
Niciodată. Echiparea pe care o ai personal, chiar dacă nu mai faci lucrare mici exploratori, vei ști să conduci o echipă, pentru că noi facem un curs, de exemplu, cum să conduci o echipă. Asta poți să folosești la locul de muncă, poți să folosești la școală, poți să folosești în proiecte de la biserică, oriunde. Te învățăm să faci exegeză pe text. Da? Poți să predici la biserică liniștit, că știi să scoți ideea principală dintr-un text și să nu deviezi de la scriptură. Și mai au și partea asta care ei spun că e cea mai mare beneficiu, ca o rețea națională în care leagă prietenii, fac conexiuni. Numai curând o să avem destul de multe nunți în Mici Exploratori datorită faptului că s-au întâlnit la cursuri. Și de aici acum avem un număr mare de voluntari care sunt familiști, care au crescut în Mici Exploratori, acum au propria lor familie și vor să dea și ei din ceea ce au către noi. Și se schimbă dinamica voluntarilor. Nu mai avem doar adolescenți și tineri, avem și familiști, ceea ce e foarte încurajator pentru noi. Asociația Mici Exploratori oferă o educație moral-creștină dinamică. Într-un context de pedagogie prin experiență și e nișat copii și adolescenți. Acum, dacă poți să dezvolți puțin, să ne spui care sunt efectiv programele și serviciile pe care le dezvoltă. Cu ce vine Mici Exploratori către afara, zice, dar în mod special către bisericile care doresc să ducă Evanghelia și asta e scopul lor. Asta e scopul nostru, ca oameni din biserica locală, să ducem Evanghelia. Cu ce venim noi? Venim cu acest concept de cluburi de mici exploratori sau cluburi de tineri exploratori. Se desfășoară ca o școală duminicală extinsă. Adică programul poate să țină de la 2 ore la 5 ore, pentru că începem cu a integra pe copii unii cu alții, mergem înspre a-i învăța scriptura, ce spune exact textul sau pasajul pe care îl avem pentru ziua respectivă, poate învățăm un verset, dar apoi cheia în programele noastre este că experimentăm ideea principală. Dacă vorbim, de exemplu, despre frică, nu o să vorbim doar așa din față despre frică, da, Adrian, dacă ți-e frică, știi, Biblia spune, nu te teme că eu sunt cu tine. Ei, noi facem o activitate, de obicei, afară, cu frânghii, cu... Poate facem un pod de frânghii și copilul va trebui să treacă pe o porțiune de frânghie asigurat cu un ham, cu tot ce trebuie de siguranță pe partea asta, o carabină, un anou, astea sunt cuvinte de ale noastre cheie. Dar el va trebui să treacă o porțiune pe frânghie și să experimenteze ce înseamnă frica. La finalul activității și a lecțiilor avem un timp de reflecție și în timpul ăsta de reflecție întrebăm cum a fost. Ți-a fost frică? Și când ți-e frică, ce faci? Pe ce te-ai bazat? Și copiii de obicei răspunde, păi am știut că e cineva care a montat bine podul de frânghie. Am avut ham, nu mi-a fost teamă că am avut o carabină care mi s-a spus că ține 1000 de kilograme. Și de acolo, și în viața de zi cu zi, cum te ajută ceea ce ai experimentat? Cum are Dumnezeu grijă de tine să nu-ți fie frică? Sau dacă ți-e frică, totuși să mergi înainte. Și programele așa se desfășoară. Începem cu un bun venit, conectăm cu copiii, relaționăm cu ei, asta e cheia pe care vrem să o ținem și o valoare noastră, să avem relații sănătoase cu copiii și cu liderii. Și apoi facem o lecție biblică, poate o scenetă, activitatea de experimentare este cea care leagă toate lucrurile. Și noi numim ăsta un program tot unitar. Trecem o idee principală prin toate activitățile din ziua respectivă. Dacă e un joc distractiv, îl legăm de ideea principală. Dacă vorbim despre frică și vorbim, de exemplu, de Petru care a mers pe apă, facem un joc cu apă. Sau facem o activitate care să le dea copiilor și contextul în care se întâmplă pasajul respectiv. Cât de des sau unde se desfășoară cluburile astea? Da, cluburile de mici exploratori în general sunt odată la 2 săptămâni, deci bilunar. Recomandăm să fie bilunar ca să nu se piardă nici relația cu copiii, dar să nu fie copleșitor nici pentru echipe, fiind un program destul de complex, ia mult timp de pregătire și atunci recomandăm să nu fie în fiecare săptămână pentru că e destul de mult pentru echipă.
Și copiii au timp să proceseze. Deci, cam o dată la două săptămâni, în fiecare lună, și se întâmplă local în fiecare zonă. De exemplu, pe Cluj avem mai multe școli în care avem sala de sport și copiii știu, fiecare două săptămâni ei primesc o invitație sau pot să vadă pe social media invitația sau un grup de părinți sau un grup de copii pe WhatsApp. Sunt locale. Deci în fiecare două săptămâni în țară au loc întâlniri în 33 de locații sau poate chiar mai multe, că acum ne extindem un pic. Asta e singurul program care îl desfășurați sau mai aveți și altele? Asta e principalul. Da. Principalul program este sunt cluburile de copii, apoi avem cluburile de adolescenți, care sunt un pic mai dinamice și cu discuții mai lungi, cu Evanghelia care este prezentată mai clar și mai des în programele lor, cu ieșiri de conectare, cu ieșiri informale. E un pic diferit programul de la cluburile de tineri exploratori. Apoi avem partea de traininguri pe care le oferim la cerere pe cele scurte de weekend. Dacă e o biserică care vrea să înceapă un nou, o întâlnire de mici exploratori, noi mergem către ei pe loc și organizăm acolo cursul de weekend. Dacă e vorba de un curs mare, de obicei le facem vara și asta ține o săptămână. Apoi oferim tabere, pe care le organizăm la nivel național și cluburile. Copiii din cluburile noastre pot să vină la o tabără națională sau oferim sprijin și mergem noi cu două sau trei cluburi care vor să învețe să facă o tabără. Noi nu încurajăm să facem noi taberele, ci încurajăm pe ei să învețe. Avem un curs, înveți cum să faci o tabără, de la A la Z, de la concept spiritual, la o drumeție, la cum gândești meniul. Noi de obicei avem tabere de la cort. Și atunci e un pic de lucru acolo și mergem cu o echipă care a mai fost în tabere și îi învățăm să facă ei tabere. Deci oferim și partea asta de tabere. Și ce oferim în timpul anului ca și program este, avem un program de coaching care ține 10 întâlniri în care liderii care vor conduce echipe de tineri exploratori în principal, trebuie să treacă prin el ca să poată să conducă o echipă. O să ne legăm puțin de acest program principal, cluburile mici exploratori, și dacă poți să ne descrii un pic procesul de implementare, dacă poți să ne descrii, poți să ne dai un exemplu concret despre, eu știu, un oraș sau o biserică sau o comunitate care a început, cum a început, cum voi îi sprijiniți, cum formați echipa de voluntari și cum începe efectiv să facă, să se desfășoare aceste cluburi. În 2010, când am început eu, un club de mici exploratori, am auzit de la cineva că există mici exploratori. În anul acela se și înființase Asociația Mici Exploratori și am intrat în contact cu cineva care știa despre. Acea persoană m-a pus în contact direct cu asociația la un curs. Eu am fost la un curs și după cursul respectiv am zis vreau și eu la mine acasă. Asta se întâmplă și astăzi. De obicei circulă vorba. Am auzit de lucrarea Mici Exploratori de la un fost lider. Am auzit de lucrarea Mici Exploratori de la un păstor. Am auzit de lucrarea Mici Exploratori de la un copil care a fost într-o tabără și i-a plăcut foarte mult. Acum, așa începem. Am venit din tabără acum două zile și a sunat telefonul în ziua mea liberă, dar am zis hai să răspund că insistă. A fost un frate dintr-o localitate de lângă Brașov care a spus facem tabere, dar nu avem follow-up. Nu ținem legătura cu copiii pe timpul anului și am auzit despre voi că faceți o lucrare care îi ține pe copii în contextul în care să fie expuși la învățătura Scripturii în timpul anului. Vrem și noi. Ce să facem? Și de acolo preiau eu și spunem ce să facă. Adică mă duc la biserica respectivă, prezint conceptul de lucrare, ce facem, cum facem. Și după aceea, în funcție de direcția lor, dacă e ceea ce li se potrivește ca și lucrare, dacă e momentul pentru ei și decid că vor să deschidă un club de mici exploratori, stabilim deja un training de weekend în care mergem și echipăm pe cei care vor să înceapă. E de preferat să fie minim 10 oameni la un curs de genul ăsta. După ce am avut cursul, nu plecăm de acolo până nu stabilim când începem. Și cu tinerii, cu voluntarii care sunt de acolo, spunem, ok, am fost în octombrie la voi, am făcut cursul, când vreți să începeți?
sfătuim ca în maxim o lună să înceapă, pentru că se pierde entuziasmul, se pierd informațiile, trebuie să aplici cât mai repede. Și după ce ai stabilit, noi la început venim spre biserica respectivă cu material și chiar cu o echipă. Cu o echipă care vine și ajută la primul eveniment, poate la al doilea eveniment, până încep ei ca echipă să se contureze și să știe cum funcționează lucrurile. Acum avem chiar un proiect, se numește Mex Echipa de Bine, și scopul acestei echipe este să meargă acolo unde se deschide un club nou și să ajute la început. Să vină cu echipamentul de outdoor, să vină cu know-how, să vină cu oameni, să vină cu resurse financiare. De obicei, noi nu sprijinim financiar, lăsăm ca biserica să-și asume cu totul lucrarea, dar unde sunt nevoi acute și vedem că e o zonă defavorizată. Am fost, de exemplu, în zona de Oltenia, acolo trebuie să ajutăm o perioadă. Dar oferim un sprijin gen, pe o perioadă de un an, vă sprijinim cu o sumă care vă trebuie să puteți să cumpărați de mâncare pentru copii sau să cumpărați un echipament strict necesar. Dar putem să oferim noi partea asta de echipament în chirie și îl pot trimite înapoi. Poți să ne descrii mai în detaliu activitățile? O să luăm două programe principale, uh-huh, uh-huh. Deci cluburile, mici exploratori și apoi tabere. Dar să ne spui puțin ce se întâmplă la acest club. Îi primim pe copii și creăm contextul zilei respective. De exemplu, avem despre Iosif. Ne îmbrăcăm ca în vremea respectivă și îl primim pe copil, poate cu grâne. Asta am făcut în ultima întâlnire acum la Brașov. Am dat un săculeț de grâu fiecărui copil și în el avea ascuns ceva ca Beniamin, ca fratele mai mic. Și ei au trebuit să descopere și au putut să citească un pic, să-și descopere ce nume au fiecare, că fiecare a avut numele unei seminții. Și au avut alfabetul ebraic de decodificat și apoi avem un timp în care povestim cu ei cum a fost peste săptămână, ce au făcut, unde sunt poate provocări sau așa mai departe. Apoi avem un timp în care cântăm și ne rugăm împreună cu ei și e posibil să avem activitatea experimentală înainte de lecție. Și facem activitatea respectivă. De exemplu, la Iosif putem să facem chiar cu ascunderea paharului lui Iosif în sacul lui Beniamin și va trebui să găsească paharul la cine este și facem o activitate de genul ăsta. Apoi avem lecția biblică, exact ce s-a întâmplat în acel context în Scriptură și ce zice Scriptura. Uneori învățăm un verset biblic, alteori repetăm un altul, nu totdeauna avem unul nou. Și facem jocuri. De obicei facem jocuri și după jocuri mâncăm. În timpul în când mâncăm, copiii își revin după activitate, își revin după... Și ce înseamnă mâncăm? Noi pregătim masa împreună cu ei. Adică gătim. Poate gătim ceva la ceaun, poate gătim ceva la foc, poate îi învățăm să facă foc într-o întâlnire și în următoarea gătim împreună cu ei. Dacă facem ceva mai ușor, poate facem un sandwich. Noi aducem toate ingrediente dacă copilul își face sandwich-ul. Sunt copii care nu știu să folosească, să-și pună untul pe felie. Da? Și ei învață. Și toate lucrurile astea ei experimentează. Tot ceea ce înseamnă gătit e împreună cu ei. Nu le aducem pur și simplu, gata, acum mâncați. Acum pregătim masa și mâncăm împreună. Apoi avem timpul ăsta de noi îl numim reflecție. Este aducem toate elementele împreună într-o discuție cu ei. Poate să fie o discuție în grup mare. Dacă sunt foarte mulți copii, facem grupuri mici, în care legăm povestea biblică de experiența pe care au avut-o și de realitatea de zi cu zi, acasă când te duci, cum se aplică aceste lucruri în viața ta. Așa arată o întâlnire clasică, să zic așa, la mici exploratori. Și după reflecție, de obicei, mai e un timp de... poate de un joc de plecare sau un timp de rugăciune, depinde de lecție. Frumusețea întâlnirilor mici exploratori este că niciodată nu arată la fel. Copiii nu știu ce urmează. Și tot timpul sunt curioși. Acum urmează o lecție, acum urmează o scenetă și se trezesc că e cu totul diferit decât s-au așteptat. Da, și aplicăm destul de mult și învățarea prin joc și facem. Dacă e nevoie, la sfârșit mai facem un joc sau două și mai continuăm discuția până vin părinții să-i ia. Unii vin mai repede, alții vin mai târziu. Cam așa arată o întâlnire clasică, zice. Dacă facem cu o ieșire în parc, atunci
facem un joc de teren care durează între o oră și o oră jumătate. Ei adună resurse, trebuie să ai un scop și jocurile de teren sunt create pe ideea principală. Adică vor trebui să aducă grâne, de exemplu, la depozitul lui Iosif. Și cine echipa care strânge cele mai multe grâne câștigă, dar pe drum sunt oameni care îi împiedică să strângă grânele și au provocări. Și de acolo vorbim cu ei despre provocările pe care le-a avut poate Iosif pe drum și cum a fost pentru el să fie cel care strângea provizii 7 ani ca să aibă 7 ani de foame. Și așa mai departe. Asta e un exemplu pe care l-am avut foarte curând. Ce poți să ne spui despre tabere? Cât durează o tabără și care sunt activitățile principale? Taberele la cort de obicei sunt de 6 nopți, 7 zile, fie de duminică până duminică sau de sâmbătă până sâmbătă. Anul ăsta a fost de duminică până sâmbătă. A fost un pic atipic, pentru că locația pe care am avut-o, asta a avut timpul pentru noi. O tabără, la fel, are un concept spiritual în spate. Nu pornim la drum până nu știm ce vrem să transmitem în tabăra respectivă. Și ne așezăm cu echipa de lider și gândim conceptul spiritual. Adică, ce vrem din Scriptură să ajungă la copii în așa fel încât să audă Evanghelia din nou. Și prima zi este o zi introductivă în care introducem în tema taberei. De exemplu, am făcut tabere doar cu concept pe un pasaj din Scriptură sau avem concept spiritual și concept cultural. Conceptul cultural înseamnă că atașăm și ceva din cultura perioadei. De exemplu, dacă e Iosif, poate să fie și Egiptul, paralel. Anul ăsta n-am făcut așa, am făcut doar Iosif. Dar în urmă cu câțiva ani am făcut Narnia și atunci am mers pe cartea Leu și Vânierul și Vrăjitoarea. A fost una dintre tabele cele mai reușite la copii, le-a plăcut foarte mult. Și mai întâi introducem în contextul ce înseamnă Narnia, ce înseamnă lumea de atunci. Da, de la scenetă, pentru că totdeauna taberele au o scenetă dimineața, în care se povestește cartea respectivă sau pasajul din Scriptură pe care îl vedem. Apoi, a doua zi, venim cu nevoia omului. Ok, care e condiția omului? Totdeauna taberele noastre sunt evanghelistice. Și mai întâi te introducem în lumea noastră, apoi vedem care e condiția omului și vorbim despre faptul că omul e păcătos și Dumnezeu are nevoie de Dumnezeu. În a treia zi de obicei este Evanghelia. Evanghelia pe înțelesul copiilor că ei sunt oameni care au nevoie de Hristos. De ce punem așa? Pentru că joia, următoarea zi, avem drumeția. În drumeție poți să vorbești cu copilul despre ziua precedentă. Cum a înțeles? Ce a înțeles despre Evanghelie? De obicei facem și chemare, adică le spunem copiilor că e un moment în care ne putem ruga împreună cu ei. Ceea ce facem noi este să fim la dispoziție ca și lideri și copiii, dacă vor să se roage legat de ce au înțeles, dacă au înțeles Evanghelia, legat de a-L primi pe Hristos în inima lor, sau poate au o nevoie. Poate L-au primit pe Iisus și au nevoie de creștere. Noi stăm la dispoziția lor undeva între 30 de minute și 45 de minute. Ok, aici e un timp de rugăciune, cine vrea poate să rămână, cine nu vrea poate să meargă pe terenul de joacă sau unde este locația acolo și ne rugăm împreună cu ei. Dar în drumeție e un context în care oricum mergi și nu ai nimic de făcut. Mergi pe munte și copiii foarte mult povestesc poate lucruri care nu le-ar povesti într-un context normal, hai să discutăm. Pe drum îi întrebi cum e școala, cum e familia și ei răspund că e natural să răspundă, dar le creăm contextul. Asta e ziua cu drumeția și apoi după ziua cu drumeția este ok și acum ce faci mai departe? Îl ai pe Hristos sau nu l-ai mai pe Hristos? Ce faci mai departe? Totdeauna este pattern-ul ăsta, aș spune, în tabere, dar arată diferit. Anul ăsta tabăra a fost despre Iosif și ultima zi am vorbit despre iertare, pentru că acolo era contextul în care Iosif și-a iertat frații. Și încheiem cu o seară festivă. Anul ăsta fiecare echipă a avut numele unei seminții din Israel și fiecare a avut masa lui, decorată foarte frumos ca în Egipt și au intrat echipele pe rând, intră fratele meu Ruben, intră fratele meu Iuda și fiecare echipă a fost un frate de al lui Iosif chemat în Egipt să se bucure de faptul că Dumnezeu a transformat rău în bine. Care sunt cele mai importante resurse pentru voi?
Resursa principală pe care noi o oferim este să te echipăm pe tine să faci exact ceea ce facem noi, fără ajutorul nostru. Și se întâmplă asta cam în 2-3 ani, un lider poate să știe, are ocazia să treacă cam prin toate trainingurile și noi avem mulți lideri care fac asta fără noi. Scopul nostru este să liderii noștri să deschidă cluburi de mici exploratori fără ajutorul nostru. Asta ne dorim. Să nu fim indispensabili. Dacă eu nu sunt, lucrarea să meargă mai departe. Dacă colegii mei de la birou nu sunt, să se poată întâmpla lucrurile în țară. Cred că pentru toate activitățile astea și pentru tot ceea ce faceți, aveți nevoie de oameni care să vă susțină. Până în anul 2018 am fost foarte mult susținuți de lucrarea similară din Elveția, care există de 50 de ani în Elveția. Și până atunci nu ne-am pus întrebarea, dar noi cum, de unde avem bani? Dar în 2018 am avut o criză financiară majoră în care am crezut că o să închidem asociația. Primul lucru pe care l-am făcut în anul ăla, eram în bordul de conducere al asociației, a fost să ne punem întrebarea, e valoroasă pentru noi lucrarea Mici Exploratori, pentru noi ca și bord? Și dacă este, câți bani suntem dispuși să dăm din banii noștri? Primul pas pe care l-am făcut a fost să ne luăm un angajament pe timp de un an, noi, personal din bord, să dăm o sumă de bani lunar pentru lucrarea Mici Exploratori. Apoi pasul 2 pe care l-am făcut, atunci aveam 28 de membri în asociație și am scris fiecăruia dintre ei, noi ca bord ne-am luat angajamentul să susținem pentru că credem în valoarea asociației. Sunteți și voi gata să vă alăturați? Și 90% din membrii asociației s-au alăturat cu o sumă lunară, angajament pe care pot să vă spun că îl au și astăzi. Noi ne-am luat angajamentul pentru un an. Dar ne-am dat seama că merită să investim și toți, cred că 90%, da, 90% din membrii asociației încă susțin datorită acelei inițiative. Apoi mai este un cerc mai larg al prietenilor membrilor, care au spus, măi, uite, eu susțin asociația, nu vrei să susții și tu. Noi avem persoane individuale care susțin, persoane care au fost odată în Mici Exploratori sau au văzut valoarea fie în biserica lor, fie în copiilor. Sunt oameni care susțin individual lucrarea Mici Exploratori și și-au luat un angajament. Și apoi avem parteneri din zona de afaceri, din lumea afacerilor, dar tot individual. Adică ei personal și-au luat un angajament și apoi au dat mai departe cum ar fi dacă firma, prin firma mea aș susține lucrarea Mici Exploratori. Și așa mai vin sume mai mari din când în când. Și încă mai avem o susținere care vine cam 300 de franci undeva pe lună din Elveția. Asta e tot ce ne-a mai rămas din Elveția. De la 100% acum suntem 85, aproape 90% din România. Vorbind de sponsori, în programul Mission Connect, la fel îi considerăm beneficiari. Cum sunt ei binecuvântați prin misiune, lucrarea voastră? Din feedback-ul lor a fost că numai simplu fapt pentru că sunt părtași la Evanghelie și ei văd beneficiu că ei pot să fie o unealtă în mâna lui Dumnezeu prin această resursă financiară, am văzut că e o mare satisfacție personală. Chiar dacă nu au timpul necesar să facă ce facem noi cu copiii, dar știu că timpul pe care ei îl investesc prin banii lor ne ajută pe noi, ne trimite pe noi mai departe. Ăsta a fost unul dintre ei și cred că unii dintre ei au beneficii și că au copii pe la noi. Îi aduc în tabere, își aduc copii, poate nepoții, poate își trimit prieteni, unii dintre ei, mulți dintre ei își trimit poate prieteni în tabere sau au un context în care copiilor să-și aducă prieteni în contact cu Evanghelia și din nou e un beneficiu sănătos și pentru unii dintre ei am putut să și oferim servicii de ale noastre, adică putem să mergem către cei care ne sprijină financiar și să facem un team building așa, ca la carte, cu frânghii, cu cordeline, pentru firma lor, pentru angajaților sau poate chiar pentru ei, un timp în care să ne putem ruga pentru ei să și eu fac asta personal, le mai scriu. Din când în când le scriu ce mă pot ruga pentru voi, cum sunteți, cum vă este familia și asta știu că unii dintre ei au zis pentru noi poate asta e cel mai mare beneficiu, că știm că cineva se roagă pentru noi. Cum măsurați impactul? Dacă aveți niște indicatori pe care îi urmăriți? Ne-am dat seama că impactul nostru este odată
în viețile transformate ale copiilor și putem să vedem cum, adică vedem transformarea, îi vedem cum sunt implicați după aceea. Apoi sunt voluntarii la care nu ne-am gândit până anul ăsta că măsurăm impactul, pentru că acum 5 ani când eu am venit în asociație erau aproape 100 de voluntari. Anul ăsta sunt 160 de voluntari. Deci înseamnă că undeva ceva facem bine, de oamenii rămân în lucrare și avem un alt factor pe care nu, tot anul ăsta ne l-am descoperit. Oameni care sunt de peste 10 ani în lucrare și nu au renunțat. Voluntari care vin cu noi de 10 ani și lucrează în bisericile lor și cresc alte generații. Am văzut impactul în viața copiilor, în viața adolescenților, în viața voluntarilor și vedem în viața bisericii. Sunt păstori, sunt prezbiteri, sunt lucrători cu tineri care vin spre noi și ne întreabă ce faceți acolo diferit de copilul ăsta de fiecare dată, tânărul ăsta de fiecare dată când vine de la o întâlnire cu voi, e mai motivat, e mai gata să slujească. Ce faceți? Răspunsul meu e totdeauna întrebați-i pe ei. Da, nu am vrut niciodată să facem un tabel câți oameni s-au întors la Domnul, cât s-au botezat, dar în ultima vreme tot mai multe mărturii la botez spun ceva despre mici exploratori. Și chiar anul trecut au fost 3 botezuri la care eu am fost aici în Sibiu și tot n-am știut. De 2 am știut, dar de al 3-lea n-am știut. Și a spus, mi s-a pus o întrebare la curs legat de relația mea personală cu Dumnezeu și mi-am dat seama că și eu am nevoie de Hristos. Și am zis, dar când am spus asta? E așa de natural pentru noi să spunem despre Domnul că nu ne mai dăm seama că o facem cu oricine. Și acum, anul ăsta, în tabără, am fost mai intenționat să vedem câți copii au ieșit în față. Eu am avut o echipă de 7 adolescenți, 3 dintre ei, la discuția pe grupe, au zis, eu m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Am zis, wow, vorbim și de cifre acum. Și dacă din aproape 60 de adolescenți, media pe echipe e de 2, hai să zicem. Da, am avut 8 echipe, sunt 16 adolescenți care s-au hotărât să-L urmeze pe Domn. Wow! Într-o tabără. Pentru mine e și unul. Nici n-am așteptat unul măcar. Trebuie să recunosc. Și ultima întrebare. Ce viziune aveți pentru viitor? Un club de mici exploratori în fiecare județ. Mai avem un pic de lucru. Și vrem 50 de cluburi de mici exploratori și 25 de tineri exploratori până la anul. Posibil că trebuie să mai punem câțiva ani în coadă ca să reușim asta, dar ne dorim să deschidem în fiecare județ un club de mici exploratori. Apoi ne dorim să fim susținuți 100% din România financiar. Ne dorim să creștem echipa de angajați, să avem cel puțin 3 angajați full-time. Sperăm că din toamnă o să avem măcar 2. Da, și ne dorim și pe partea de resurse să venim cu resurse clare și cu structuri. Anul ăsta ne-am hotărât să scriem. Să scriem know-how, așa, cuvânt cu cuvânt. Ca dacă noi nu mai putem preda, nu mai putem vorbi, să poată fi înțeles de oameni. Și ne dorim foarte mult să ducem conceptul de pedagogie prin experiență. Du Evanghelia folosind pedagogie prin experiență în toată România. Mulțumim mult, Simona, că ai ales să împărtășești asta cu noi. Pasiunea voastră pentru Evanghelie, pentru copii și modul creativ în care faceți lucrurile, cred că o să fie o inspirație pentru mulți.